câteva cuvinte pentru cei ce ascultă Radio Steaua Nordului Hudești și pentru site-ul de știri Hudești. Doamne ajută, salut pe toți radioascultătorii dumneavoastră și pe toți cei care urmăresc acest post de televiziune sau de radio. Sau ziar de știri. Da. Glasul Nordului. Glasul Nordului. Salut din toată inima pe toți cei care sunt și aici astăzi. Salut pe toți bucovinenii cu inima mare și pe toți cei veniți de peste Prut, dar mai ales pe cel care astăzi îmi întinde acest microfon cu bucurie. Vreau să vă spun că sunt bucuros că sunt astăzi aici. Mă copleșesc emoțiile pentru că încă nu am văzut atâta public în nordul Bucovinei ca și în Suharău. Câteva cuvinte, dragi, pentru ascultătorii noștri. Pentru că sunteți o persoană foarte iubită, în ciuda tuturor problemelor, noi nu facem politică. Câteva cuvinte, dragi, pentru toți ascultătorii postului nostru de radio, încă o dată. Să vă uitați întotdeauna atunci când treceți prin necazuri și să vă aduceți aminte o vorbă mare care vă spun astăzi și dumneavoastră și toți cei care ne urmăresc. Atunci când suntem în furtună, să nu-i spunem lui Dumnezeu că e mare furtuna, să-i spunem furtunii cât este de mare Dumnezeu. Și atunci cu siguranță vom trece biruitor din orice furtună, din orice necaz, din orice supărare, din orice boală. Fiți binecuvântați de Cel ce-a făcut cerul și pământul. Și vă mulțumesc pentru bucuria asta. Vă mulțumesc încă o dată că ați avut bună voință pentru site-ul de știri Glasul Nordului și pentru Radio Hudești, Steaua Nordului, să ne dați aceste cuvinte minunate și încă o dată vă spun să fiți binecuvântat, Părinte. Amin. Și dumneavoastră și toți cei care vă urmăresc. Fiți binecuvântați. Dumnezeu să vă umple de har și de putere. Cu drag.